2020. Președintele PNL Ludovic Orban a cerut astăzi premierului Viorica Dăncilă să-l demită din funcție pe ministrul finanțelor Eugen Teodorovici. Este inadmisibil să nu se respecte legea răspunderii fiscal-bugetar. Primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă premierul Vasilica Viorica Dăncilă ar fi fost să citească sau să pună pe cineva un consilier să-i citească legea responsabilității fiscal-bugetară, legea 69/2010. Orban mai spune că această lege stipulează clar obligativitatea Ministerului Finanțelor ca până la sfârșitul lunii iulie să prezinte un raport privind situația economică și bugetară pe primele 6 luni ale anului, plecând de la execuția bugetară, ceea ce ministrul nu a făcut. Liderul PNL a criticat și politica economică actualului guvern, în special ritmul scăzut al investițiilor publice și încetinirea ritmului de creștere economică. Ludovic Orban a spus că estimarea de creștere economică făcută de PSD pentru acest an de 5,5% este una mincinoasă, asta în condițiile în care Comisia Europeană a anticipat o creștere economică de doar 4,1%.